Jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean Constanța, detașamentul 6 Mangalia, au depistat patru persoane care comercializau țigări fără îndeplinirea condițiilor legale. Bărbații cu vârste cuprinse între 30 și 58 de ani din Mangalia intenționau să vândă trecătorilor 285 de pachete cu țigări fără timbre accizabile, inscripționate cu numele mai multor mărci la marginea municipiului Mangalia. Jandarmii au întocmit procesele verbale de constatare conform prevederilor codului de procedură penală, pe care le-au înaintat lucrătorilor poliției Mangalia, în vederea continuării cercetărilor. Țigările oferite spre vânzare au fost ridicate în vederea confiscării. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu achiziționeze țigări ce nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare și să sesizeze autoritățile atunci când observă astfel de fapte.